Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Bezei Live. În maratonul de promovare a tinerilor artiști eșeni, o avem invitată astăzi pe Mariana Maloș, o tânără interpretă de muzică populară, de operă și muzică bizantină. Mariana s-a făcut remarcată prin iubirea sa față de folclorul românesc, față de muzica de operă, dar și muzica bizantină. Discutăm astăzi despre muzică, despre strategiile de promovare ale artistului de provincie, dar și despre realizările sale profesionale. Bună ziua, Mariana, și bine venit la noi! Bună ziua și bine v-am găsit! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația dumneavoastră onorantă și cu tot dragul voi răspunde la întrebările pe care mi le veți adresa. Mulțumim că ai acceptat invitația noastră să ascultăm povestea fetei cu ulciorul. Nu întâmplător, pe masa noastră avem un ulcior. Mariana are o poveste extraordinară despre creațiile sale, așa că va fi o plăcere să le împărtășești cu noi. Haideți să vorbim puțin despre tine. Cine este Mariana Maloș, omul și profesionistul? Mariana Maloș, în primul rând omul, pentru că întâi trebuie să fim oameni și apoi celelalte le facem pe partea de profesie. Omul Mariana Maloș este un om simplu, un om natural, un om crescut la țară, crescut cu tradiții sacre, cu valori. Un om care iubește frumosul, iubește oamenii, iubește natura, creația lui Dumnezeu. Un om simplu. Așa mă definez ca om. Ca și pe partea de profesie, Mariana Maloș este un om creativ, un artist, este o floare a Bucovinei, o să numesc așa. Pe câți ani te-ai stabilit la Iași? Cam 7 ani am, de când am venit și am început cursurile la Universitatea de Arte Georgenescu. Cum ai descoperit pasiunea pentru muzică și pentru frumos? Chiar de mică. Eu cred că Dumnezeu mi-a creat chiar acest drum. Misiunea mea pe pământ, acesta este, de a cânta publicului și oamenilor. De mică, de la 8 ani, am început să studiez muzica la Clubul Copiilor din Rădăuți. Acolo am făcut muzică populară și muzică ușoară. Am fost îndrumată de către profesorul Dumitru Pomohaci, pe care îl salut și mulțumesc din toată inima pentru tot ce m-a învățat și pentru că m-a îndrumat spre drumul acesta al artei muzicale. Am urmat apoi cursurile de muzică la Liceul de Artă Ciprian Prumbescu din Suceava. Am început să studiez pianul și oboiul. Oboiul am făcut în 1 an jumătate. Apoi, din motive personale, domn profesor m-a transferat la flaut și am cunoscut și tainele instrumentului de suflat, de alamă, flaut. Am făcut 3 an jumătate flaut și, între timp, ca instrument secundar, am studiat pianul. Apoi am fost și la concursuri, am fost în Republica Moldova și am cântat o romanță și muzică populară fără acompaniament, acolo la Chișinău cânti totul live, dar fără instrumental în spate. Și am venit cu premiul, acolo nu e cu premiul, acolo se pune cu gradul 2 și am primit și un ulcior de acolo. Deci se leagă povestea cu ulciorul, în tot cursul vieții mele până astăzi tot s-a legat. Și am luat premiul de gradul 2. Și am ajuns la profesoara de flaut și am spus: doamnă profesoară, uitați, am fost la un concurs și am luat acest premiu, am cântat cu vocea. Și am cântat doamne și doamna când m-a auzit, a zis: Mariana, pe tu trebuie să faci canto clasic, că ai vocea de operă. Și așa a pornit. Și am dat examen în clasa 10-a la Colegiul de Artă Ciprian Prumbescu și am intrat. Și de atunci am pornit cu canto clasic. După ce ai venit la Iași, după ce ai terminat liceul, da, cum a fost perioada studenției și cum ți-ai ales specializarea? Așa, deci perioada studenției a fost una plăcută, pentru că am învățat foarte multe lucruri și am întâlnit oameni noi. Am plecat de acasă, din zona Bucovinei, și am venit în zona Moldovei, o zonă cu un aer liber. Este considerat, Nicolae Iorga spunea că este un muzeu imens, în aer liber, așa este considerat Iași față de Bucovina, făcând o diferență între cele două. Și am cunoscut oameni noi,
am intrat la Opera din Iași, tot datorită acestui institut, pentru că am întâlnit profesori foarte buni, de la care am învățat multe lucruri pe partea aceasta de artă și de canto clasic. Am dat audiție la operă, am intrat ca mezzo-soprană în corul operei, ca și colaborator. Și în continuare am mers la concursuri, chiar să vă spun că am fost la Oradea și am luat premiul, trofeul. Bravo! La The Sound of Music se numește, da. Nu v-am adus astăzi pentru că am venit cu povestea cealaltă de acasă, culciorul. Dar sunt foarte multe de povestit pe partea aceasta muzicală. Și la universitate ai studiat canto clasic și după ai făcut masterul în muzică psaltică, din câte exact, știu. Exact, da, am studiat canto clasic și apoi de ce am făcut muzică bizantină și masterul în muzică bizantină? Pentru că provin dintr-o familie de preoți și eu de mică cochetesc cu muzica religioasă. Mama, ducându-ne de mici la biserică, tot timpul am avut această afinitate către muzica religioasă și tot timpul am zis, în mintea mea, am zis, Doamne, trebuie să fac și pe partea aceasta, pentru că sufletul cere și dacă el cere, trebuie să îi dărâim și lui ceea ce el cere. După o perioadă în care ai fost colaborator la Opera Națională din Iași, ai decis că este momentul să urmezi drumul Marianei Maloș, cea care a plecat de acasă și necesita să spună o poveste despre locul în care s-a născut și a crescut. Poți să ne spui povestea ta și cum a început povestea Culciorului? Da. Cu tot dragul, vă spun povestea mea. Sunt fata Culciorul, care răspândește dorul, dor de cânte și lumină, din frumoasa Bucovina. Sunt profund impresionată de ceea ce vă spun acum, de povestea de acasă, pentru că mă încarcă foarte mult sufletește și este un gând pe care l-am primit de la Dumnezeu de a face acest lucru, de a duce povestea Culciorului mai departe, în țară și în străinătate, și să ajungă la inima românilor. Gândul a venit, iar eu am acționat la acest gând. Am mers pe cărarea cererii lui Dumnezeu și am făcut ceea ce El mi-a spus. Mariana, du-te acasă, ia Culciorul și spune povestea Lui. Pune în El iubire față de aproapele, față de frumos, iubire față de Dumnezeu, pune dragoste, pace, credință, lumină și toată frumusețea naturii și a omului, a creației în general. Ce semnificație are Culciorul pentru tine? Că este o metaforă, fata Culciorul. Nu e un simplu obiect pentru tine, tu îl vezi ca pe cu totul altceva. Așa este, așa este. Chiar mulțumesc că mi-ați pus întrebarea aceasta. Culciorul pentru mine are semnificație impresionantă. De ce? Pentru că și e foarte pătrunzătoare. E acea comuniune cu Dumnezeu. Culciorul este făcut din același material ca și omul. Din apă, pământ și foc. Așa și noi suntem, tot din apă, pământ și foc. Această comuniune și îmbinare a Culciorului cu omul m-a făcut ca să înalț vocea către Dumnezeu și împreună cu Culciorul să ducem povestea Lui, numind această creație pe care am făcut-o acest timp, fata Culciorul. Adică împreună omul cu Culciorul ne înălțăm către Dumnezeu. De unde vine toată inspirația aceasta a ta? Te văd foarte încărcată cu o energie pozitivă. Ce te inspiră pe tine? Ce te trage acasă? Ce te trage să împărtășești lumii din povestea fetei Culciorul? Da. Ceea ce mă inspiră, în primul rând, mă inspiră natura, mă inspiră locul în care am crescut, un loc frumos, pădure, iarba verde de acasă, Culciorul, pentru că în comuna, în marginea, când intri, este Culciorul și la ieșire este Culciorul. Deci însăși comuna are deja o semnificație pe care pe mine m-a urmărit în tot cursul vieții și am zis că ceva este acolo, trebuie de făcut ceva. Mă inspiră natura, creația, Dumnezeu. Și cum creez toate aceste imne și colinde, pentru că și am merg pe partea imnelor, colindelor și muzica religioasă și le îmbin toate trei. Au legătură toate trei. Când creez, ies din mine, adică iese sufletul din trup și las pe Dumnezeu să lucreze.
în mine. Iar apoi îmi ascult ceea ce Dumnezeu mi-a dăruit și mă gândesc cum simt eu, cum am primit această piesă, mie îmi transmite ceva acea piesă. Și dacă nu, înseamnă că nici celui de lângă mine nu primește, care rezonează cu mine, care vibrează la sunetele și veșmântul muzical pe care m-aș Dumnezeu să-l pun. Deci așa creez, ies din propria mea ființă și mă las în mâinile lui Dumnezeu, ca să lucreze El cu mine. Știu că tu cânti și operă, și muzică bizantină, și muzică populară. Este un trio aici. Este întâmplător un trio muzical care o definește pe Mariana Maloș? Da, consider că este un trio și însăși trei, dacă facem legătura cu partea spirituală, de la Sfânta Treime. Îmi place pentru că ele se aseamănă între ele, adică toate au acea sensibilitate, toate pornesc din suflet, toate au legătură cu mediul, cu creația și în toate mă regăsesc. În toate cele trei mă regăsesc. Mariana, mă bucură din suflet să văd tineri care încă păstrează legătura aceea profundă cu Dumnezeu, cu divinitatea. Cum simți tu? Ce simți că se întâmplă în zilele noastre de atâția tineri parcă refuză întâlnirea cu Dumnezeu și nu mai cred în puterea Lui asupra noastră ca oameni? Da. Ceea ce se întâmplă în zilele noastre, consider că puțin strică și puțin tehnologia. Adică avem, Dumnezeu ne oferă toate acestea și încă vor mai apărea foarte multe pe partea de tehnologie, iar copiii văd și partea rea a lucrurilor, încă nu au acel discernământ să aleagă între bine și rău. Iar ei merg un pic și pe calea rea, dar bine, că tot Dumnezeu iubește, ajunge tot la iubirea lui Dumnezeu, care la fel îi va întoarce, adică așa este menit ca noi să vedem și partea rea, ca să putem aprecia partea bună și să-L vedem chiar pe Dumnezeu, acea lumină, știți? Și cred că și tehnologia puțin strică și anturajele în care intră copiii, iar părinții nu știu de acei copii, adică de ce sunt așa, de ce s-au schimbat, adică un copil cu minte care învăța bine și a devenit, nu știu, de necunoscut. Și ea nu au ce vină, nu au ce vină, pentru că nouă ni se oferă multe lucruri de la care, ca și oameni, nu știm să alegem, e bine sau nu e bine. Și încercăm și acolo, încercăm și acolo și la un moment dat ne trezim și spunem, măi, n-a fost bine, înseamnă că și facem conexiuni, calea asta e bună. Biserica ne oferă locul de regăsire și de autocunoaștere a eului nostru. Noi vorbeam înainte de emisiune despre un subiect care pe mine m-a impresionat din punct de vedere al felului în care tu privești lucrurile. Și anume că atunci când ți se întâmplă ceva rău în viață sau te confrunți cu anumite greutăți, dacă vezi învățătură din acele greutăți, practic tu ești mai câștigat. În zilele noastre, oamenii au tendința aceasta de a parcă face din lucrurile mici, alea negative, să fie mai mari. Tu cum controlezi lucrurile acestea? Sau ce părere ai tu despre această atitudine? Da, am învățat. Am învățat să gândesc altfel. Am învățat să îmi aduc creierul, să vadă în lucruri negative un lucru pozitiv și facil în a merge mai departe în viață. Am învățat că orice lucru greu în viață, care e negativ și mi-aduce suferință, mă va ajuta mai departe în creația mea. Îmi exprim sentimentele prin acele lucruri negative care mi s-au întâmplat și am suferit. Mi le aștept pe foaie și apoi pun muzică pe ele. E tot un sunet. Viața este un sunet, este o muzică. Chiar și tot ce ne se întâmplă negativ în viață. Știe Dumnezeu de ce? Ne ajută pe noi ca oameni să creștem, să ne dezvoltăm. Crezi că lucrurile acestea care ni se întâmplă sunt de fapt niște lecții? Sunt niște lecții, da. Sunt niște lecții și este și o trezvie a omului de a realiza rolul lui și misiunea lui pe pământ. Cine suntem noi? Ce trebuie să facem pe pământ? Fata cu ulciorul. Dumnezeu mi-a dat acest gând. Am descoperit, fiind la operă, tot îmi puneam întrebarea, la operă joci roluri, nu mai sunt eu, sunt un personaj. Iar mereu îmi puneam întrebarea, veneam acasă și spuneam,
Eu cine sunt? Cine sunt eu? Și Dumnezeu mi-a trimis acest gând. Mariana merge acasă și ia ulciorul. Fata cu ulciorul. Asta este povestea mea. Și a început proiectul cu fata cu ulciorul. Și merg mai departe. Merg mai departe cu el. Pentru că mă regăsesc. Și în el pun de toate. Spuneai că îți umple sufletul acest proiect. E mare lucru să faci ceea ce îți place și să te încarci în fiecare zi cu o atitudine pozitivă, să-ți încarci sufletul. Cui a mai spus Mariana povestea fetei cu ulciorul? Unde ai mai mers cu fata cu ulciorul? Da, am avut ocazia să anul trecut să particip la Festivalul Cultural al Românilor de Pretutindeni la Chișinău. Acolo mă simt din nou ca acasă, pentru că are legătură Bucovina de Nord cu Chișinău, cu Bucovina noastră. Așa. Și acolo am fost cunoscută, am fost invitată chiar și la radio Vocea Basarabiei, în care am vorbit despre Bucovina, despre toate proiectele pe care le înființez și le realizez. Iar apoi, anul acesta din nou am fost chemată la Festivalul Cultural, în care mi-am cântat din creațiile proprii. Și în Norvegia, ca să vorbim de... Că ai mers și în străinătate. Da, partea internațională am fost chemată. În Norvegia, în Ucraina. Iar anul acesta voi merge în America, în San Francisco. Cum așa? Unde mergi? Și cum ai primit invitația? Da, invitația a fost ca un cadou, tot de sus. Adică totul are legătură cu divinitatea, că am pornit de aici. Acolo voi merge și voi cânta colinde. Voi avea concert de colinde și poezii. Pentru că îmbin partea aceasta de poezie cu muzica. Și împreună se naște o ființă. Fiecare creație eu consider un copil care se naște din mine. Și acolo voi cânta la parohii, voi vizita Catedrala Rusă, unde se află Sfintele Moaște a Sfântului Ioan Maximovici și multe altele. Voi fi și turist, adică pe lângă... Vei pleca singură cântări? Sau cu un grup de... Voi pleca singură. Singură? Da, singură. Normal trebuia să merg cu cineva, dar mi-am scat zidul, da, și am zis că vreau singură să merg. Adică vreau să înfrunt această, să nu depind cumva, să merg doar cu cineva, doar ca să merg. Nu, anul acesta merg singură, vreau să sparg acel zid. Cine te-a invitat? Și cum ai primit invitația? Datorită acestei rețele de promovare, Facebook-ul, pentru că eu așa m-am promovat, așa mă promovez, deocamdată, până mi-am terminat dizertația și am zis că de acum voi ieși la lumină, ușor, ușor, treptat. Acolo m-am văzut o familie de bună credință și ei au mai invitat actori în America și m-au contactat. Mariana, uite, te invităm în America ca turist să vizitezi și să cânți. Și uite că și o lună, adică mă gândeam la o săptămână, dar și o lună mi-a oferit cu invitație. Și ți asigură tot ce ai nevoie? Tot, și cazare și tot, chiar la ei acasă, adică la ei voi fi, au și pian, deja mi-au spus, Mariana, am vorbit, deja te așteaptă la parohie, toți întreabă, când vine Mariana? Da, oamenii sunt buni. România, Dumnezeu de aceea ne ține, că suntem oameni buni și însăși România vine de la om în rai. Iar Bucovina, pentru că țin la zona în care, de care provin, Bucovina înseamnă raiul României, raiul Moldovei. Acolo sunt mănăstirile și toate celelalte. Eu pot să observ din toată povestea aceasta a fetei cu ulciorul că s-a întâmplat să fie, să înceapă a fi scrisă într-o perioadă în care tu deja aparțineai unui loc, cântai la operă. Și cred că visul tău, practic, de a duce mai departe povestea care s-a născut în sufletul tău, n-ar fi fost posibil dacă tu nu luai o decizie. O decizie care... ar fi putut să-ți aducă succesul așa cum s-a și întâmplat, dar era posibil să fii riscat și locul pe care îl aveai la operă să nu-l mai găsești, să fie ocupat. Cât de important este, Mariana, tu ne poți spune cel mai bine că deja ai făcut-o, să luăm o decizie într-un moment când ne trage sufletul spre un gând. Să avem curajul să luăm o decizie care ne poate schimba viața și traiectoria. Trebuie să crezi, să crezi în forțele tale, să-ți asculți inima și gândul. Tot timpul pornezi de la inimă, să-ți asculți inima și să mergi pe cărare cu ea. Pentru că ea știe mai bine, ea-ți vorbește întotdeauna.
Iar simți dacă un loc nu-ți oferă chiar tot ceea ce tu ai nevoie și să te poți exprima în acel loc, eu nu pot să spun că am simțit că mai aveam ceva de spus și nu mă puteam exprima în totalitate, ca om, că suntem unici, fiecare. Iar simțeam că mai am de făcut ceva, adică încă trebuie mai ceva făcut, timpul trece, deci la mine cumva timpul e foarte prețios. Eu astăzi, adică îmi propun, astăzi fac lucrul acesta, pentru că mâine nu, adică deja e o altă zi. Fiecare timp are momentul lui unic și plăcut. Să crezi în chemare. Și asta, să urmezi calea, da. Da. Și nu-ți va părea rău. Și dacă vei risca, adică important pentru tine va fi să încerci. Important e să încerci. Și dacă pierzi, tot ești învingător. Pentru că tu ai încercat, deci ai făcut un pas către. Tot, și dacă vei pierde, tot ești câștigător. Asta e. Aici este gândirea pe care noi trebuie să o avem. Astfel putem înainta și să ne dezvoltăm ca oameni. De când a început proiectul Fata cu Ulciorul, ai avut vreodată tendința de a te uita înapoi? Niciodată. Din contră, tot înainte. Și ca să vă spun un lucru, ce s-a întâmplat. Am făcut Doina acasă. Doina pe care, dacă îmi permite să vă voi interpreta. Sigur că da, imediat. Așa. Și Ulciorul nu era vopsit. Acum o să vedeți aici în imagini că Ulciorul este vopsit. Am făcut Doina, apoi au văzut cei din comună, că Mariana, măi, a făcut aici Doina, stai puțin. Și cumva s-a sesizat cei de autoritățile și ce au zis, na, e totuși comună, Ulcior. Și acum l-au vopsit. Când am văzut că au vopsit, am zis că e momentul să fac imnul. Fata cu Ulciorul. Și uitați că s-a născut cu tot, cu știți, cu retușuri și modernizarea Ulciorului, vopsitul, tot, am venit și cu Ulciorașul ca și imn. Ceva nou, modern, acum, actual. Fata cu Ulciorul. Unde crezi tu? Unde scrii muzica aceasta? Pot să spun că am la următorul proiect și CD-ul pe care trebuie să-l inițiez, va fi de imne. Și am o piesă în care am creat-o chiar la mănăstire. M-am pus o băncuță, da, și mă uitam la cer și așa m-am inspirat. Și începeam să scriu. Acasă, dar trebuie să fiu singură cumva, adică eu cu mine. Liniște și pace, ca să pot să conlucreze Dumnezeu cu mine. Există un anumit moment în care te simți creativă sau ți-l creezi singură? Sunt momente când nici eu nu-mi dau seama ce se întâmplă cu mine, sincer. Vă spun din toată inima. Se întâmplă niște lucruri pe care nu le fac eu. Lucrează. Și după realizez, Doamne, eu am făcut asta? Nu. Vedeți, aici deja răspunsul știu, nu eu. Lucrează, pentru că tu te lași în mâinile celui de sus. Da. Și la mănăstiri, la biserici, mergi des? Acum, da, de mică merg la biserică, pentru că îmi place foarte mult și mă încarcă. Și văd altfel viața, adică iubesc oamenii cu toată inima, oricum ar fi și ar greși, am ajuns să iubesc mult mai frumos și să văd partea plină a paharului. Am învățat, deci mă ajută foarte mult partea aceasta. În timp, când eram mică, nu realizam, că eram încă mică. Încă nu m-am dezvoltat atât de mult încât să înțeleg exact drumul acesta. Sau misiunea mea pe pământ, a omului. Că fiecare suntem pe pământ pentru a face ceva. Trebuie să fim productivi. Și biserica mă ajută foarte mult. Și acum am făcut și master în muzică bizantină. Și făceam practică la mănăstire. Am mers și cântam cu măicuțele și am învățat foarte multe. Foarte multe am învățat. Am îmbinat partea bizantină pentru că vin din familie de preoți și folclorul de acasă. Adică ambele au o semnificație deosebită pentru mine. Și opera e cu totul altceva. Adică e școala pe care am făcut-o, e vocea pe care Dumnezeu mi-a dat-o și îmi doresc prin ea să curgă tot ceea ce fac eu, toate creațiile mele, tot prin ceea ce Dumnezeu mi-a dat. E acel instrument care pornește tot din inimă. Știți cum e copacul, are rădăcină, așa și inima noastră e înrădăcinată, știți? Și noi revărsăm ca izvorul, apa. Vorbeam așa înainte de emisiune despre felul în care vezi tu iubirea. O descriere pe care n-am mai auzit-o până acum, sau poate am citit-o prin basme și povești, dar pe care nu o văd aplicată în zilele noastre. Oamenii adesea întreabă, iubești mult?
iubești puțin, cât de tare mă iubești, măsoară cumva iubirea aceasta și de multe ori iubirea devine mai mult egoistă decât dăruitoare. Tu mi-ai spus însă că indiferent ce se întâmplă cu un om sau indiferent dacă îți face sau nu rău, tu îl iubești și îl păstrezi în sufletul tău, pentru că atunci când iubești, accepți omul exact așa cum este. Așa este, iubirea este necondiționată și am învățat în timp să iubesc omul oricâte greșeli ar face. Eu tot îl iubesc, dar am învățat și asta e o educare a ta, a psihicului tău. De aceea se spune să cobori mintea în inimă și atunci când o cobori, atunci îți vorbește inima și ajunge la acea iubire profundă, care nici tu nu realizezi cum poți iubi acel om, deși el îți greșește atât de mult, dar eu tot îl iubesc. Pentru că Dumnezeu asta este, Dumnezeu este iubire. Mulți din zilele noastre ar spune că dacă mă deranjează ceva, nu am de ce să accept. Da, pentru că vine dintr-o răutate, adică trebuie o vindecare a lui a sufletului, că vorbeam de vindecarea sufletului. Omul nu are nicio boală. Știți că cancerul, știți de la ce vine cancer? Ca în cer. Adică Dumnezeu prin astea, tu spui că e o boală, dar Dumnezeu vrea să te mântuiești, să ajungi în cer, adică să ajungi, să iubești. Și omul se salvează iubind. Dacă iubești frumos, în natura, tu te salvezi, te vindeci. Și omul, oricum ar fi el, tot e al lui Dumnezeu, e sămânța lui, e o floare, omul este o floare. Fiecare cum vrea să o crească. Că, apropo de floare, tot un părinte care a mers în Norvegia, că a avut o conferință de ținut, a spus așa, Mariana, tu ești ca o floare, chiar așa mi-a spus, citez, tu ești ca o floare. Cum floarea de colț crește doar într-un loc și dacă tu o muți, ea acolo nu mai are viață, așa și tu. Cred că Dumnezeu te-a pus într-un loc, iar tu acolo trebuie să crești. Eu a zis că dacă te mută cineva de loc acela, tu nu mai... Și chiar așa este. Deci eu cresc foarte mult cu locul de unde vin și mă încarc foarte mult. Eu mai mă duc acasă și văd imașul și pădurea și eu m-am încărcat. Mi-ajunge câteva minute. Sentimentul de apartenență te cuprinde cu totul. Foarte mult. Și ai avut ocazia, din câte știu, să pleci la București, unde ți s-au oferit șanse de promovare destul de mari. Da, așa este. Chiar și în străinătate am avut ocazia să merg, doar că ceva mă ține de țara noastră, de România. Sunt și patriotică și simt că trebuie să fac ceva în țara noastră. Oricum ar fi. Și nu mă gândesc ca și profit să câștig ceva. Nu, vreau să las câte o cărămidă. Adică unde pășesc, să las ceva în urmă. Adică pașii să vorbească. Știți cum, fiecare creație, așa am considerat-o, e o cărămidă pusă la zidirea creșterii mele, oamenilor, și tot e o dăruire, deci tot e o iubire. Ne învârtim în jurul iubirii. Chiar m-a întrebat, vă spun tot de acel părinte, că mi-a spus, ce alegi, Mariană, între să călătorești, să muncești, să dansezi, să cânți, să iubești, să gătești? Care credeți că a fost răspunsul? Să iubești. Deci, de aici pornim. Acesta e punctul. Iubirea. Și de aici avem toate. Bă, simt cumva că păstrarea tradițiilor, așa cum o faci tu, este un semn de iubire față de patria în care te-ai născut, un semn de iubire foarte mare. Strămoșii noștri, practic, au creat aceste obiceiuri pe care tu le transmiți astăzi și ni le reamintești, din iubire pentru țară. În perioada aceasta, România secolului 21, din păcate, cu problemele cu care ne confruntăm, economice, sociale, oamenii parcă s-au îndepărtat de iubirea aceasta, de popor, de pământ, de patrie, din ceea ce însemnam noi odată. Cum vezi tu lucrurile? Da, e foarte mult de spus aici, pentru că sunt zone. Eu vorbesc... Na, ceea ce se întâmplă la mine, eu sunt din zona Bucovinei și la mine se păstrează tradițiile, adică chiar oamenii au revenit la tradițiile de odinioară, din moș strămoși, se fac cămăși acum, au catrinții, tot cum o vedeți îmbrăcată, oamenii au revenit și mai mult la ceea ce a fost înainte. Zona Bucovinei este foarte profundă pe partea aceasta a valorilor sacre și tradiționale. Sunt zone în care nu se mai păstrează, s-a pierdut. Din cauza aceasta, omul
își pierde valorile noastre românești, dar își pierde, că are conexiune și cu sufletul, vedeți? Eu de aceea fac această conexiune cu partea religioasă și partea folclorică tradițională, pentru că se îmbină. Astăzi m-am îmbrăcat în costumul acesta. Deja mă duce în zona mea și mă îmbrac într-o lumină, deci eu așa mă simt. Costumul, ce semnifică? Îmbrăcămintea unui preot, e sfânt, deci trebuie să-l sfințești. E sublim tot, înălțător tot ce se întâmplă. Și apropo, la ceea ce m-ați întrebat, depinde totul de noi, dacă vrem să ne unim cu toții și să ducem mai departe tradiția. Trebuie împreună lucrare. Împreună. Parcă nu mai avem fundament, nu știu cum să... Toate bolile astea psihice care s-au născut în ultimii ani, depresie, anxietate și așa mai departe, practic se nasc din lipsa fundamentului. Nu mai credem în nimic, nu mai păstrăm tradiții, ne înverșunăm împotriva poporului și a sistemului și practic, concentrându-ne energia spre direcția aceasta, parcă uităm de noi. Da, într-adevăr, așa este, aveți dreptate. Asta de ce se întâmplă? Pentru că lumea, nu vreau să spun, adică câteodată uităm de unde am plecat și a trebuit să ne întoarcem puțin. Și locul în care am plecat are o foarte mare semnificație, adică, uite, deja de când suntem un burtica mame, nu? Noi deja, de acolo deja Dumnezeu lucrează cu noi și noi tot timpul, vedeți, ne întoarcem înapoi la rădăcini, la rădăcina de acasă. Trebuie să prețuim foarte mult locul din care am plecat și să nu uităm să ne întoarcem și cu bagajul pe care l-am dobândit în timpul vieții să facem ceva în locul respectiv. Eu așa am gândit. Așa am plecat. Nu am gândit eu. Cum am spus, gândul a venit. Deci eu doar am ascultat vocea și am plecat cu acel gând. Dar trebuie să fim foarte atenți și să prețuim ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Să nu uităm de valorile primite, pentru că suntem o țară bogată. O țară bogată. Crezi că faptul că ne-am pierdut fundamentul acesta, suferim de atât de multe boli inventate în ultimii ani? Da, cred în asta, cred. Și depresia are mai multe forme, are 200 și de forme de depresie, nu se aseamănă niciuna cu cealaltă. Și nu există depresie, este depresiune. Așa se traduce, nu există depresie, e depresiune. Omul cade în gândurile lui negre și nu ascultă vocea care trebuie să asculte, ascultă alte voci și a trebuit să-și asculte drumul pe care trebuie să-l asculte. Deci nu există depresie, eu vă spun din toată inima și cred în asta. Am putea noi oamenii să alegem practic să gândim pozitiv sau negativ, să ascultăm vocea călduroasă sau vocea care ne încarcă în negru? Da, totul este o alegere. Noi alegem să facem. Alegi să fii fericit sau alegi să nu fii fericit. Tot e o alegere. Dumnezeu ne-a lăsat liberul arbitru să alegem calea bună sau calea rea. Gândurile noi le asimilăm și le dorim să le absorbim, nu? Ca un burete. Suntem ca un burete. Dacă vrei le preiei, dacă nu, le lași deoparte. Dumnezeu îți spune, ia-le. Nu, El îți oferă. Uite, ți-am dat natura, ți-am dat lucruri frumoase, ți-am spus... Dumnezeu nu zice că vreau să câștigi atâția bani, vreau să fiu un nume, vreau să... Nu! El spune, iubește, iartă, simplu, bucură-te, bucurați-vă și vă veseliți. Nu-ți cere nimic mai mult. Adică omul se complică și își dorește să facă, Doamne, ceva care oricum e imposibil la om, dar e posibil la Dumnezeu. Noi ne complicăm viața. Asta e. Și trebuie să ne bucurăm din lucruri mici. Trebuie să te bucuri dintr-o mică, din, nu știu. Știți, un fluture, uitați, uite că un fluture, apropo, are o viață o singură zi. Și cât de bucuros este, nu? Dansează, nu? Un fluture. Are o singură zi viață. Iar noi, Dumnezeu ne-a dat atâta, Doamne, firul vieții noastră, nu știm exact cât, până unde este și când se termină. Dar trebuie să ne bucurăm, exact ca un fluturaș. De multe ori ne lăsăm prinși în cotidian, în problemele astea mici. N-a venit autobuzul la timp. Era chiar și o pildă la un moment dat sau o povestioară că a fost un accident când cineva n-a prins autobuzul, cineva se grăbea dimineață să prindă autobuzul și nu l-a mai prins.
și a fost foarte nervos și încruntat. N-am prins autobuzul, nu voi ajunge la timp la serviciu și a aflat ulterior că fusese un accident. Și abia atunci a ajuns la concluzia că Dumnezeu l-a păzit, practic, de momentul în care își putea pierde viața. Da, am auzit și eu cazuri de asemenea gen și cred foarte mult în asta. Când ceva se întâmplă și nu poți să ajungi într-un moment, într-un loc anume, te ferește Dumnezeu de ceva. Și tu trebuie să nu spui, Doamne, de ce? Nu. Întrebarea asta trebuie să o eliminăm din creier, din psihicul nostru. Pentru că mereu noi, totul depinde de noi și cum ne creștem și cum ne educăm psihicul. Dacă spui mereu, de ce, Doamne, de ce? Tu mereu vei spune lucrul ăsta, de ce? Și nu vei căuta niciodată răspunsuri. Pentru că noi trebuie noi să ne gândim, să facem conexiuni, să fim analitici în tot ceea ce ni se întâmplă, să facem conexiuni cu natura și cu omul, să intrăm în eul nostru, să avem acea transcendență cu Dumnezeu și să ne... Nu știu, sunt foarte multe de spus pe partea aceasta și a psihicului, pentru că are influență. Omul își creează multe, multe părți negative și se hrănește cu asta. Noi trebuie să hrănim inima. Acolo unde trebuie să hrănim. Acum suntem și în postul Crăciunului, știți? Și e foarte bine că sunt aici cu dumneavoastră, pentru că vă povestesc pe partea aceasta de spiritualitate. Avem nevoie de oameni care să ne reamintească, practic, de rădăcinile noastre și rădăcinile care, practic, ne-au făcut să fim cine suntem noi astăzi ca popor. Vreau să discutăm puțin acum despre CD-ul pe care îl avem aici în față. Da. Este creația ta. Sunt piesele, da, sunt este CD-ul cumva propriu, dar textul este, îi aparține doamnei Maria, Mariana Honceru și muzica instrumentală, aranjamentul instrumental este făcut de către domnul Cristian Năstase din Bacău și pe această cale le mulțumesc foarte mult. Și aici mi-am inclus și Doina de acasă. Că vă spuneam la început de această doină, de aici a pornit, de la doina dragă sufletului meu de acasă și mi-am dorit foarte mult să creez un CD în care să pot pune și această creație. Care am primit-o totuși și această doină am primit-o de la domnul Ilie Hrișcă și de asemenea îi mulțumesc din toată inima. Multă putere și multe activități făcute într-o viață de femeie la 27 de ani. Da, și încă mai fac. Adică încă mai vin. Care e următorul pas în cariera ta? Următorul pas în cariera mea? Îmi doresc și în învățământ să profesez. Îmi place foarte mult să lucrez cu copiii, pentru că însăși chiar eu sunt un copil. Inima mea e copil. Și mă regăsesc în ei. Adică simt că pot să le ofer acea iubire și tot ceea ce am învățat până acum. Dragostea pentru frumos, muzica este o creație, adică este frumusețea dăruită de Dumnezeu. Dumnezeu este creatorul și El este cel mai mare artist. De la Dumnezeu este un artist. Apoi venim noi, mai mititei, și încercăm să creștem. Dar să tindem tot către înalt, vedeți? Tot ne dorim, tot mai sus, dar trebuie să creștem frumos. Și îmi doresc să am un cor de copii, pentru că când eram mică am avut chiar în comună la mine, am și prezentat festivalul și am dirijat un cor de copii și îmi doresc lucrul acesta, să am un cor în care să dirijez. Și mai departe merg cu proiectele mele și spun povestea de acasă și nu numai. Și cu cine va ști, adică o să vedem și cu opera, dacă vedem cum mă ghidează drumul. Are vreo legătură din punctul tău de vedere puterea divină și arta? Întâmplător crezi că ai ales să faci artă? Da. Au legătură foarte mare. Da, simt asta. Adică vă spun din toată inima. Au o legătură foarte mare. Care este rolul artistului? De a dori lumii ceea ce are în inima sa. De a dori iubirea și cântecul din inimă, cântecul inimii. Este talentul un har de la Dumnezeu sau îl putem dobândi pe parcursul vieții? Este un dar de la Dumnezeu și un har. Sunt oameni care poate nu sunt atât de talentați, dar muncesc foarte mult. Cunosc un caz în care era afon
acea persoană. Iar atât de mult am muncit atât de mult încât a devenit cel mai bun psalt. Caz real. Înalt preasfințitul Pimen de la Suceava. A spus la o predică. Vă spun și... Și eu sunt foarte atent, îmi plac foarte mult predicile. De acolo asimilez și merg cu un cuvânt acasă. Merg cu deja colecții la care eu deja leg, mă gândesc, a spus așa. Da, deci ne naștem cu talent. Și fiecare dintre noi avem un talent. Trebuie să-l descoperim și să mergem pe acea cărare. Să avem încredere în noi că se poate. Mariana, noi am vrea să te ascultăm și cântând. Între timp vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, dacă aveți întrebări pentru invitata mea, vă rog să mi le scrieți pe pagina noastră de Facebook, iar eu îi le voi transmite. Fata Culciorul pentru dumneavoastră își va spune povestea. Cioroș negru din utu, spunim și ni te-o facu tu. O luat-o larul în mână, un bulgare de țarână, și l-o pus pe roata lui în vârtejul jocului mai. Ulcioraș din lutul sfânt, te voi umple cu mult cânt. Vom străbate lumea întreagă, cântând Bucovina dragă. Și vom duce în lume dorul, cântând Fata Culciorul. Bravo, Mariana! Foarte frumos. Este, cred că s-au electrizat și pereții. Cântă din tine poporul român. Simt strămoși în vocea ta. Și nu spun cuvinte goale. Vocea ta parcă reproduce un anumit, nu știu instrumentul. Simt că este un instrument tradițional, reproduce anumite sunete pe care le-am auzit și mai înainte în instrumentele tradiționale. Da, bravo! Așa este, că e ceva care nici eu nu pot să îmi explic, doar îmi las vocea să cânte și e adevărat că simt altceva aici acasă. Îmi cântă Bucovina. Versurile sunt scrise de tine? La această doină nu. Am primit această doină de la domnul profesor Lie Hrișcă,
care îi mulțumesc foarte mult. Cât patos în cuvintele tale, în cântul tău. Da, e o trăire profundă. Așa îmi exprim sentimentele. De unde vine iubirea asta pentru patrie? Din iubirea lui Dumnezeu. Atât timp cât am primit, adică și am înțeles ce înseamnă iubirea, iar locul din care vin e tradițional și păstrează aceste valori, e patriotic. Eu m-am întors acasă și întorcându-mă acasă, mi-am regăsit sufletul. Pot altfel, doresc oamenilor, simt altceva. În inima mea se întâmplă ceva. Și vocea, când lumea îmi spune, Mariana, ce voce, deci eu tot timpul spun, nu este vocea mea, e vocea lui Dumnezeu, El cântă, chiar simt lucrul acesta, că atunci când cânt, se întâmplă ceva în inima mea, pornește de la un punct și se revarsă, e ca o cascadă, să o numesc așa, ca un izvor. Fiecare artist are, Mariana, să zicem, ritualul lui de creație, dar până la tine n-am mai întâlnit pe nimeni care să... Un artist tânăr mă refer, un artist care trăiește în lumea noastră socială, să compună muzică la mănăstire, să-și regăsească practic și sufletul. E o interpretare extraordinar de interesantă, cum tu îți cauți practic sufletul și în același timp scrii pe foaie ce simți că vine în tine. E un proces deosebit. Da, da, mi-am descoperit. Cum arată procesul de creație la tine? Nu știu, etapele. Te așezi pe o bancă. Care sunt etapele? Da, vă spun piesa pe care urmează acum în proiectul pe care îl urmează să-l finalizez. Se numește Să trăim în Dumnezeu. Și îmi doresc să filmez la Sfântul Ioan de la Suceava, la mănăstire. Așa îmi doresc, adică e dorință pe care aștept răspuns acum. Binecuvântarea de la înaltul. Vă spun cum am început să scriu. Afară, deci și vremea cumva a avut un aport asupra creației. Cerul, norii m-au ajutat. M-am așezat pe băncuță și fiind singură, am început să scot o foaie și un pic și am zis că acum e timpul să scriu. Și am început să scriu, să trăim în Dumnezeu și făceam conexiune. Este drumul cel mai greu și mă gândeam că am ajuns aici, la mănăstire, doar cu Tine, Doamne, în viață. Și fiecare cuvânt și propoziție are o semnificație. Chiar muzica bizantină, că am vorbit și de muzica bizantină, în primul rând, pornește de la cuvânt. Știți că se spune, mai întâi a fost cuvântul, apoi celelalte. Totul pornește de la cuvânt. Fiecare cuvânt pe care eu îl scriu, are o semnificație. Îi dau o culoare. Ce ai învățat tu, Mariana, cel mai mult de la măicuțele de la mănăstire? Foarte multe. Foarte multe și îmi sunt foarte dragi. Adică știu că și acolo nu e așa de ușor, și acolo sunt ca în lume, ispite și așa, dar eu tot timpul iau partea bună și am învățat foarte multe lucruri. Și mie îmi place să învăț. Asta e. Sunt deschisă la orice. Lucrurile bune, că cele rele, știți că era un colind, cele rele să se spele, cele bune să se adune. Ce e rău, eu încerc să mă gândesc, că nu vine bine mie astea, trebuie să mă gândesc ce-i plăcut lui Dumnezeu, dacă fac lucrul ăsta e bun, de Dumnezeu îi place, ce am făcut astăzi. Adică dacă spun un cuvânt, de Dumnezeu i-a plăcut cuvântul acela. Și de la măicuță am învățat foarte multe, și pe partea asta de rânduială, creștină, pentru că mi-am dorit foarte mult să știu. Viața e scurtă și nu știi, adică avem ocazia, Dumnezeu ne-a dat pământ, să vedem ce lucru acesta, spiritual, înălțător. Cum e viața lor? Și minunat, e sublim. Cum e viața lor? Cum te văd ele pe tine? Că practic ești ceva nou în viața lor când ajungi acolo. Da, sunt foarte bine primite, sunt ca și acasă. Și viața lor cum e? Sunt femei, practic, care au ales să-și trăiască viața pentru numele lui Dumnezeu. Da. Cum e viața lor? Este o viață simplă. Te lepezi de lumesc și intri în inima ta și ești doar tu cu sufletul lui Dumnezeu. Și toată iubirea e oferită lui Dumnezeu. Chiar am învățat că și duhovnicul pe care îl ai, nu trebuie să-l iubești pe duhovnic mai mult decât pe Dumnezeu. Aici mulți greșesc. Am învățat multe de la măicuțe.
Foarte multe. Și am fost la bucătărie, am făcut și curățenii cu ele, adică am învățat și multe, multe. Foarte multe. Și la strană. Adică mai mult mă duc și când la strană cu micuțele, că am și învățat pe partea asta de psaltică. Și ajung acolo, sunt ca acasă. Cât ai stat cel mai mult la mănăstire? Am stat o lună. Am stat o lună și ce am făcut? Am lucrat la dizertație. Am avut acolo și orgă, mi-au dat măicuțele și am avut un ambient potrivit pentru ceea ce am făcut. Și ce te ajută ele? Adică locuiești acolo, îți oferă hrană? Camera, da, camera. Adică mi-a oferit camera și, și am avut liniște pe care aveam nevoie. Și mai ales că dacă acasă ne fi nimeni, eu acolo. Adică mă duc în locul în care să învăț, să cresc frumos. Așa aleg tot timpul. Adică, bine, și îmi place. Adică îmi plac și oamenii, călătoresc, merg în excursii. Dar mai, cum se spune, și sufletului. Cere sufletul și dacă cere. Da, cu măicuțele foarte, sunt ca surorile mele. Cum, după o lună în care ai stat acolo, practic, cum ai văzut lumea? E văzut lumea aceasta în care te-ai întors cu alți ochi? Foarte bine. M-ați întrebat, da, mi-ați pus așa o întrebare foarte bună, sincer vă spun. Pentru că stând o lună, eu când am ieșit de acolo, știți ce am simțit? Că nimic nu este mai important pe lume decât să lucrezi la suflet. Restul sunt nule, nu semnifică nimic la Dumnezeu. Doar ne trebuie și acestea din lume, materiale, dar noi trebuie să știm să le gestionăm, adică în lucruri frumoase și ca să-i placă lui Dumnezeu. Deci asta e diferența. Am ieșit de acolo cu gândul că trebuie să iubești oamenii și mai mult și cu fiecare om pe care îl întâlnești să-i oferi din ceea ce tu ai învățat bine. Iar el, dacă încă nu realizează, își va aduce aminte mai târziu că acea persoană mi-a spus lucrurile astea și uite, a avut dreptate. Adică totul are o legătură. Mai devreme sau mai târziu. Și am învățat iubirea. Da, am învățat să iubesc oamenii. Și că materialul trebuie să-l folosești spre lucruri spirituale. Asta e. Și astfel te vindeci sufletește. Că nu de aici, de aici pornești, de la inimă. Totul de la inimă. Ai simțit vreodată chemarea să devii măicuță? Da. Da. Că pentru că am crescut cu biserica. Am crescut și mergeam la mănăstire. Dar îmi fac misiunea tot pe partea asta spirituală, după cum vedeți. Și te gândești serios la acest lucru? Mă las în mâinile lui Dumnezeu. Vedem mai departe. Adică deocamdată tot mai fac ceea ce simte sufletul și nu știu mai departe ce va fi. Nu știu, chiar nu știu. Dinainte, dacă aș ști, cum ar fi? N-ar mai fi acea taină. Dar n-ai avut și sentimentul acesta de a-ți întemeia o familie? Ba da, și îmi doresc. De ce să nu recunosc? Adică îmi doresc să mă mântuiesc. Ori în familie, ori ceea ce fac, tot fac lucruri frumoase. Tot cu Dumnezeu. De asta. Practic, adică nu vreau să plec de la mântuirea, familia ca pe o mântuire și... Da, pentru că dai naștere de copii și însăși copilul este un rod al lui Dumnezeu și te mântuiești. Nu? Femeia se spală de păcate. Sunt foarte multe. Da, foarte multe. Și așa, asta înseamnă familie. Nu înseamnă, gata, am soț și merg în excursi, mă distrez. Nu, familia înseamnă familie cu copii. Acea e familie binecuvântată. Da, e foarte profund pe partea aceasta. Putem să vorbim că îmi place foarte mult, adevărat. Foarte spiritual. Mariana, știu că astăzi este și ziua unui frate de-al tău, un om special pentru tine. Da. Ai vreo dedicație muzicală? Cu siguranță se uită la noi și foarte mulți oameni te apreciază deja pe pagina noastră de Facebook și mă gândesc că se uită și el și dacă nu se uită, va putea vedea înregistrarea. Da. Ai vreo dedicație pentru el muzicală? Da, vreau să îi urez în primul rând un sincer și călduros la mulți ani. Îl iubesc foarte mult, deși distanța ne separă, dar sufletește, suntem alături. Așa a rânduit Dumnezeu ca să fie o emisiune exact de ziua fratelui și chiar mulțumesc tare mult că s-au îmbinat așa una cu cealaltă și vreau să-i urez un cântec. Azi aleasă sărbătoare. Azi aleasă sărbătoare, mare binecuvântare, bucurie, sănătate, daruri sfinte revărsate. Azi aleasă sărbătoare, mare binecuvântare,
Bucurie, sănătate, daruri sfinte revărsate, la mulți ani fericiți, de Dumnezeu dăruiți, la mulți ani împliniți, de Dumnezeu ocrotiți. Viața-i una pe pământ, dar din darul cel mai sfânt, anii sfinți ai tinereții împletesc cu luna vieții. La mulți ani fericiți, de Dumnezeu dăruiți, la mulți ani împliniți, de Dumnezeu ocrotiți. La mulți ani fericiți, de Dumnezeu dăruiți, la mulți ani împliniți, de Dumnezeu ocrotiți. La mulți ani, frățiorule, și te iubesc foarte mult. Cea mai frumoasă urare de până acum. N-am mai auzit niciodată varianta aceasta. Da, este de la creația personală. Da? Da. Tu ai compus această melodie? Și mai era o strofă? Da. Eu cânt acasă, nu? I-ai păzat o mică surpriză. Mariana, ești un om foarte special. Trebuie să spun lucrul ăsta și cred că fiecare dintre noi trebuie să-și selecteze foarte mult oamenii de care se înconjoară. Da, așa este. Cât de important crezi tu, de fapt, că este să te înconjuri de oameni valoroși? Este foarte important, pentru că învățăm multe lucruri. Se spune că atunci când un om nu rezonează cu tine, tu deja îl simți și ca să păstrezi iubirea față de el, rămâi într-o conexiune plăcută cu el și totuși îl păstrezi în inima ta, dar distanța ca tu să-ți poți urma visul și cărarea. Bună, ca să nu te strici, știți cum e? Acolo unde e un măr stricat și toate sunt bune, se strică și celălalt. Pentru că unul e stricat. Eu vreau să cer scuze că am avut și puține emoții și... Cum explici lucrul acesta? Practic, dacă iubim pe cineva și simțim că iubirea aceasta ne face rău, să păstrăm iubirea în suflet și în același timp să ne urmăm și noi calea, nu? Da, da, și să păstrezi acea iubire, pentru că acea iubire e tainică și frumoasă. Și, sau dacă, știți cum e, eu am învățat lucrurile acestea, eu le spun din propria experiență. Nu le spun așa doar că le-am auzit, nu, le-am trăit și am văzut că a dat roade. A dat roade și tot crește în mine, ceva crește frumos, asta simt. Omului, dacă îți face rău, tu iubește-l. Că el n-a știut ce face. Și, deci tu îl iubești, că el poate a greșit, a avut un moment neplăcut sau nu s-a simțit bine în momentul respectiv, n-a gândit cu propria conștiință. Deci poate n-a fost el atunci în momentul respectiv. A avut o încercare, a avut o suferință în familie. Dar tu îl iubești, pentru că fiecare avem momentele acestea. Astfel îți înțelegi aproapele și îl iubești. Toate au o legătură, doar trebuie să înțelegem. E o profunzime a lucrurilor. Chiar e o profunzime. Dacă ar fi să ne dai câteva dintre secretele tale, cum să ajungem la liniștea aceasta sufletească, începând cu pașii mici pe care am putea să-i facem zilnic? Da, vă spun ceva din secretele mele. Rugăciunea face mult, rugăciunea. Rămâi tu și absorbi fiecare cuvânt și îl înțelegi. După ce l-ai înțeles, încerci să le spui către cel de lângă tine, către public, către ceea ce fac, mă refer la mine, vorbesc, creații și tot, le aștern pe hârtie, la fel și spunându-le oamenilor, la fel le aștern, le trimiți către univers. Încerc să-mi păstrez inima în liniște și pace. Pentru a avea pace și liniște, trebuie întâi inima ta să trăiască în pace și liniște. Trebuie să o înveți să trăiască așa. Cum am ajutat noi inima noastră zbuciumată de cotidian și rutină să trăiască în liniște și pace?
Când întotdeauna aud zim oameni că ne-am plătit factura, n-am ajuns la serviciu, copilul plânge, e bolnav cățelul. Cum să ne depărtăm noi, din perspectiva ta, de toate aceste rămășițe ale unui psihic parcă pierdut? Da, e foarte greu să te îndepărtezi. Trebuie un timp, trebuie răbdare. Am ajuns la răbdare. Trebuie să ai răbdare cu tine și să-ți dorești o schimbare. Totul pornește de la tine, la voința ta. Să-ți dorești ca tu să fii un om liber, fără o încărcătură. Știți că omul duce în spate mult. Trebuie să te eliberezi acea povară. Toți avem de plătit chitanțe, chiar și eu fac toate lucrurile astea. Dar îmi fac așa un plan. Astăzi fac lucrul acesta, mâine acesta. Adică totul are o ordine în viață. Trebuie să, da, să fii... Să ai ordine în lucrurile tale, în viața ta. Știți cum vorba, cum îți aștern, așa dori. Astfel, și dacă se întâmplă că ai multe în ziua respectivă de realizat, lasă-le totuși în grija totului Dumnezeu, că El te ajută. Degeaba ne stresăm, că Doamne, astăzi n-am făcut asta, n-am făcut. Păi faci mâine, Dumnezeu ne dă și mâine o zi, nicio problemă. Da, ne agităm foarte mult. Pentru nimic. Sufletul tău, născut în frumoasa Bucovină, a fost vreodată deranjat de anumite neplăceri create prin artă? Dacă ai fost pusă vreodată într-o postură, nu trebuie neapărat să o numești. Dar dacă ai simțit tu că nu ai vrea să faci un lucru, indiferent cât de tare iubești arta. Că de multe ori artiștii sunt puși în niște postiuri, fără a fi întrebați dacă acceptă, sub pretextul că un artist trebuie să intre în orice personaj. Da. Aici vă răspund. Eu mi-am dat licența în flaută fermecată de Wolfgang Amadeus Mozart și am fost îmbrăcată mult mai... Adică, na, știți cum e, mai... Mai lejer. Mai lejer, mai știți cum e. Actorul trebuie să suport și consecințele lor și cererile lor. Și simțeam că nu mă reprezintă. Dar am făcut, cumva m-am îmbrăcat ca să pot să-mi duc rolul la final și, pentru a termina, să-mi termin licența. și la operă la fel, adică sunt unele opere în care trebuie să ne îmbrăcăm într-un fel în care mie nu-mi plăcea și e adevărat că tot timpul tângeam și spuneam că nu e ceea ce e, eu nu sunt așa. Dar te împinge unele lucruri că trebuie și... Dar vedeți că Dumnezeu m-a scos de acolo în momentul în care chiar se făcea Văduva Veselă, opereta de Richard Strauss și era o regie modernă și chiar atunci, în momentul respectiv, am mers și mi-am luat dulciorul de acasă. Chiar în momentul respectiv, adică trebuie să-ți asculti vocea inimii. Mariana, ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii. A fost o oră încărcată de emoții și multe povești. Cred că ne-ar mai trebui vreo 3-4 siguranță, ca să povestim. Pe final de emisiune, te-aș ruga să te gândești în aceste momente dacă ți-ar plăcea să ne lași cu un cântec din sufletul tău, de orice tip, fie operă, bizantină sau popular. În același timp îți mulțumim că ai fost alături de noi și că ți-ai deschis sufletul ca pe o carte și ne-ai reîmprospătat sentimentele pe care le aveam vis-a-vis de Dumnezeu, de natură, de popor. Te mai așteptăm la noi și cu alte ocazii, poate și cu un nou album. Am să fac prezentarea emisiunii viitoare și te voi lăsa așa ca oamenii să cânți, apoi ca oamenii să rămână cu tine în gând și în suflet. Mulțumesc din toată inima, mulțumesc, chiar vă mulțumesc dumneavoastră și întregii emisiuni, urmăritorilor, celor de acasă, că sunt alături cu inima de povestea mea și rezonează cu ceea ce fac, vibrează arta și mulțumesc tare mult, vă mulțumesc din toată inima, chiar a fost o onoare să fiu la dumneavoastră în emisiune și să-mi povestesc sufletul. Până la urmă de acolo pornim.
Domnilor și domnilor, atât a fost pentru astăzi. Noi ne revedem miercuri de la ora 11, unde vom cunoaște povestea unui alt artist eșan. Credeți în visele voastre și luptați pentru ele. Vă las în compania Marianei Maloș, care ne va interpreta o doină. Da, îmi plac doinele. Să o păstrați în suflet și în gând și să vă înfrumusețați fiecare dimineață, poate cu sunetul unei doine sau cu cel al naturii. Frunze verde ca bobul, frunze verde ca bobul, da, mândră floare norocul, da, mândră floare norocul. Nu s-a fași în tot locul, nu s-a fași în tot locul, of, și nu-l arită tomu, și nu-l arită tomu, mă. Și norocul-i mândră floare, și norocul-i mândră floare, dar nu crește picararii, dar nu crește picararii. L-ar culegi oaricari, l-ar culegi oaricari, of, l-ar purta și la ceatoarii, l-ar purta și la ceatoarii.